Bună dimineața! Sunt Dan Negru. Mi-e dor de Vâlcea pentru că e în drumul meu spre casă, spre Timișoara. Uitați-vă la matinal ca să aveți o zi frumoasă. Pe curând! Țărâncuță, țărâncuță, cu bujori, neobrăjori. Bună dimineața, dragii noștri! 24 februarie, ziua Dragobetelui, o zi specială, o ediție nemaipomenită cu invitați de seamă. Alina Nenu, colega noastră, și Vali Conea. Bună dimineața! Bună dimineața, țărâncuțelor! Aici așezat așa pentru că are și el o vârstă, nu știu, cu moșii în roată, nu că era prin Moldova, moși de gârță, poate, Vali Conea. Și uitați-vă ce motive populare avem și voi ce motive aveți să urmăriți în continuare matinalul pe Antena. Da, puteți să luați loc dacă ați obosit. Da. E și o tactică de-a mea ca moș, adică las să obosească până la 8 și după aia le pup. Dragobete le pupă fetele, nu? Da, nu, da, da, da. Și fiecare zi. Haide ziua Dragobetelui, iubește, trăiește și zâmbește, românește. Doamnelor. Da, românește, corect. Da, da, asta. Păi, se spune că 24 februarie, a spus și Mădălina, știe și Alina, cap de primăvară, parcă așa se spune, începutul primăverii și are legătură capul de primăvară cu cea de-a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul, de unde și e chestia cu începutul primăverii. E logodnă, să logodesc păsările astăzi, da? Am văzut două câte numai două... păsările? Două câte două păsări, nu se înțelegeți că rață, rață, rățoi, rățoi sau... Nu. Deci se mai întâmplă și în natură chestiuni de genul ăsta. Natura umană. Da. Natura umană. Vedeți că avem aici multe, multe liniare, cred că sunt liniare celor care s-au lipit așa pe Antena 3. Avem un aranjament cu totul și cu totul deosebit, așa cum bine știți, v-am obișnuit, din partea celor de la Eva Prestige, așadar și prin urmare, oricând aveți nevoie de ei, apelați cu încredere pentru că fac aranjamente speciale pentru nunți, botezuri, aniversări, tot ce doriți, ei vă stau la dispoziție și sunt foarte prompți. Și da, serioși. Eva Prestige, aștept și Madame Prestige ca să avem un rai aici, deși raiul, mă rog, viața în rai începe pe la 7, se termină pe la 8 și apoi după amiază o altă viață în rai și sâmbătă și duminica, cred că v-ați obișnuit cu raiul de la Antena 3. Și mai avem și un aranjament floral aici, cu o inimioară aproape înclinată, Alina. Așa a vrut ce? Să stea. Ce vrea să stea. Da. Păi o să vorbim mai multe despre Dragobete. Nu e o sărbătoare trecută în calendar. Putem spune că, dacă nu e în calendar, e o sărbătoare păgână. E mai mult o chestiune legată de începutul unui anotimp. Un anotimp care e de mult așteptat și încurcat. Anotimpul ăsta nu știu dacă e primăvară sau iarnă. A spus și de iarnă că a început de primăvară, ținând cont de temperaturile înregistrate până acum. Și de azi încolo o să ne crească temperatura. Trebuie să mergem la control cu termometru. Da, cât o să țină. Cât o să... Păi știu că o să vină martie, că nu mi se cede din postul pașterului, dar așteptăm și zăpada miilor, ca de obicei... Poate veni și în mai. Și în mai, da. Că... A nins odată în mai, țin minte. De mai multe ori am prins. Cei care nu știu încă de ce suntem îmbrăcați așa și de ce tot vorbim pe limba păsărilor, adică eu sunt într-un fel o pasăre nu rară, am și o pană la părărie de la o pasăre care și-a dat obțes cu sfârșit, nu din cauza unui vânător, din cauza bătrâneții, așa. E bine, începând de astăzi, păsările cuibăresc, adică se logodesc. Da. Caută cuib și fac cuib, vreau să vină și păsările călătoare, dacă mai sunt călătoare, multe dintre ele au rămas aici pe la noi. Și o să vorbim, o să vă întreb că de la țară, mai de la țară, așa puteți să mă întrebați că suntem invitații Mădălinei. Da. Sunteți invitații mei. Ce cu Dragobetele, ce făceam noi pe la țară? Ce... Sigur că da, dar înainte de acest aspect, hai să readucem aminte de concursul nostru de astăzi. Intrați pe pagina noastră de Facebook, Antena 3 Vâlcea, dați like la pagină, dați tag la doi prieteni cărora le place pizza și cuvântul cheie de astăzi este parmezan. Ieri a fost câștigătoare Andreea Șchiopu
Și astăzi să vedem pe cine vom premia, așa, ca de dragobete, vezi, mâncau, vezi, savura două pizza de la cei de la Domino's Pizza. Ce părere aveți? Astăzi vă place pizza? Să alegem un alt cuvânt cheie, că să fie totul românește, brânză. Brânză, brânză, tot de acolo. Tot de acolo vine. Tot de acolo. Ia spuneți-mi, dragii mei, ce părere aveți că în ziua de astăzi cei care, nu știu, nu mai iubesc tradițional? Iubesc așa mai mult superficial. E o dragoste tradițională și o dragoste... irațională. Să răspund, Alina, că e mai tânără și aduce aminte eu mai... Alina, aveam și câteva întrebări pe ea să-i adresez. Una dintre ele știm foarte bine că este este soție și este femeie. Cum te împarți, Alina, în toate aceste trei aspecte? Cum se împarte orice femeie decât lumea și pământul? Sunt niște vremuri în care facem cu greu o față, pentru că femeia trebuie să mai și muncească, să facă și alte lucruri, să facă efectiv ce face și bărbatul, da, până la urmă. Dar ca orice mamă, facem față până la urmă, ne împărțim timpul astfel încât să petrecem alături de copil câteva ore ar fi ideal, alături de soț. Ceea ce încerc eu să fac este să fiu mai conectată cu ei, adică mintea mea să fie acolo lângă ei și nu plecată departe la eu știu ce griji, probleme. Asta încerc acum, cu vârsta ne mai maturizăm, da, și ne dăm seama că lucrurile care contează sunt de fapt ei, familia, da. Ceea ce se întâmplă în cuibușorul nostru e cel mai important. Restul mai târziu. De câți ani ești căsătorită? Dacă nu mă înșel, de 14 ani urmează să împlinesc 14 ani. Și că femeia nu înșeală, compară. Dacă nu mă înșel. Iar copilul tău câți ani are? Fetița are 9 ani și jumătate. Să străiască. Mulțumesc. Să străiască. Mulțumesc. Care este secretul căsnicii voastre de durează de atâția ani? Nu pot să spun că este un secret, dar pot să spun că relația dintre mine și soțul meu durează de aproximativ 18 ani, iar cred eu că ceea deci ce ne-a ținut, da, e majoră, ceea ce ne-a ținut împreună, de fapt, a fost faptul că ne-am respectat libertatea și ne-am dat spațiu și timp să fim fiecare cu noi înșine și să ne lăsăm timp pentru a ne dezvolta și separat. Foarte cred frumos, eu da. Că asta adică libertatea mea începe de aici și termină de ce pe libertatea Alinei. Păi vin și eu de aici, de la noi. Iau și pe tine la furica. Foarte frumos. Eu cred că și toleranța, din ce am mai ascultat. Acceptarea, da, da, până la urmă. Adică să-l accepți, de fapt asta e iubirea din punctul meu de vedere. Acceptarea, adică dacă l-ai ales pe el sau dacă ai ales-o pe ea, ia-o așa cum e, ia-i așa cum sunt oamenii de lângă tine. Acceptă-i, că asta e iubirea. Nu să încercăm să-i schimbăm. Lasă că o să fac eu să fie bine. Nu-mi plac astea, dar poate fac să fie bine pe parcurs. Nu. Ia așa omul cum este și... va veni și armonizarea, cu siguranță. De ce crezi că în ziua de astăzi tinerii nu mai fac aceste lucruri? De momentul când intră într-o relație sau într-o căsnicie, efectiv, nu-și mai dau interesul. Adică dacă le spui ceva, uite cum ai spus tu, măi, aia sau nu știu ce, sau nu e ok cu acela, ei spun, ah, dar ce îmi spui tu mie să fac acest lucru? De ce nu mai cooperează și nu mai luptă la același drum? De nu ce? Mai sunt conectați la relație. Nu mai sunt conectați. Nu că nu-și mai doresc, se pierd în alte chestiuni, pur și simplu. Nu mai e prezent lângă persoana de lângă el, un astfel de tânăr sau... pur și simplu nu mai e acolo. De ce nu mai sunt bărbații de altă dată? Uite cum era pe vremuri, dragobetele, vine de la drag. Păi sunt ca altă dată, tăcuți. Adică ne băgați în seama, când se apucă două doamne să vorbească, bărbații sunt inexistenți. Imediate, da. Vali, spune-mi atunci tu, cum erau pe vremuri când tu te-ai căsătorit? De câți ani ești căsătorită? Nu, am crezut că mă trebuie de câte ori sunt căsătorită. Știam răspunsul la întrebarea asta, dar sigur că sunt... Da, nu știu, vorbim acum de dragobete, păi de căsătorie în general. Păi tocmai!
Păi nu tocmai, că e vorba de logodnă, căsătoria urmează după logodnă. Hai bine, spunem cum... Uite, la început Dumnezeu, că tot vorbeam de rai, așa. A creat bărbatul, s-a cam plictisit Doamne, Doamnei, pe care a creat femeia și n-a mai avut nimic. Sau s-a plictisit bărbatul. Ai văzut cum îi întoarce? Da. Nu lasă nimic să-l întreba. După aceea Dumnezeu n-a mai avut nimic, cum n-am nici eu aici în platou, glumesc, da. Întrebări legate de ceea ce înseamnă Dragobetele ăsta, care mai multe demnii și forme, așa mai multe forme. Dragobetele pupă fetele de la dragă, dragă, da, și pupete, exact. Fetele, care e un obiect, un să spun, ăla care se înconjoară... Vestimentar, de un articol cordon, vestimentar, da? Pe la Olteni, pe la Citernie și pe la Slav și pe la Daci și zburător, da? În mijloc, da? Da, se adune o mulțime, știu, da, mijlocul, adică... Zburător, spuneam și cap de primăvară, are mai multe, să spun așa, semnificații și legende, unele foarte interesante, dar ceea ce mă, într-un fel mă deranjează, că pot să spun lucrul ăsta, fi că pe, de Valentin toată lumea prin centru căuta, căra, făcea, erau și negustorii cu toți, mai acum e trist centru. Ca să vezi că sărbătorile astea planul a devenit comerciale. Categoric. Categoric. Uite, de Dragobete nu e nimic deschis în centru. Da. Asta este pandemia. Pentru că și-a dat seama și comercianții, mă duc de Dragobete, ce să vând de Dragobete? Da. Mărțișoarele, da. COVID. În ceea ce mă privește, da, uite să vă spun ceva legat de vreme, că se simte vremea altfel pe pielea noastră. Observ. Am venit la mânecuță scurtă, dar mai am și ceva peste. De ce e cap de primăvară? Pentru că e un moment în care primăvara cică vine ca zvon și apoi rămâne ca certitudine pe la noi. Temperaturile încep să crească, au început de ieri. Am avut în Râmnic ieri 16-17 grade. Am astăzi. Am simțit, ne-am bucurat. Da, da, chiar frumos. În bronz, așa. Și lumea începe pe la țară, tot de 24, să mai părăsească odăile, odaia bună, odaia așa, pentru la bucătărie și să colinde grădinile. Ieri am fost la Blădești în căutarea unui gospodar și am dat peste o doamnă întâmplător, am primit iar 83 de ani. Și are o vecină care împlinește astăzi 89 de ani. E vorba de doamna Jenny, mai era prin curte, cu roaba, căra resturile care le adunase din grădină să le dea foc. Știi că încep focurile astea de primăvare. E o atmosferă așa încărcată de asta, zic. Și o să mai vorbim de Dragobete, în ceea ce mă privește, știu că... De ce zburător? Știi ce zburător? Nu știu dacă e zburătorul lui Eminescu. Da, zburători se numeau cei care, fiind mai tineri așa și începându-l lor inima să bată astfel după fetițele de pe ulița satului sau mă rog așa, se adunau pe un deal, făceau niște focuri, spuneau povești, după care fetele pe la prânz se întorceau în centru, acasă. E bine, se dea startul, cel care ajungea primul, dar era zburător, adică ăștia rapid, iuți de picior așa, ajungea repede la centru și alegea o fată. Și dacă fata era de acord cu alegerea, îl lăsa pe el să o pupe. Cine era mai zburător, mai repede de picior, alegea fata. Dragobetele pupă fetele, dar mai sunt și altele, dar... Hai mă, Mădălina. Uite, acum... Păi, te lăsăm, ai zis că trebuie să te lăsăm să vorbim, că să vorbești, că ești nevorbit. Nu vorbesc până la 8 acum, gata. De la 8 încolo vorbesc singur pe radio, nu îți face probleme. Da, da. N-am prins acest obicei la țară. Are legătură într-un fel și cu, știi, cu surorile? Ai făcut vreodată surată cu cineva? Nu. Sau vrei să fii surată cu mine până la moarte? Vreau să fiu surată. Sau vrei să fii frate cu mine până la moarte? Da. Să crestau aici și spuneau, suprapuneau cele crestături sumă de cruce și jurau credință până la moarte. Deci un fel de logodnă din asta. Așa. Ia spune-mi de ea ta, e foarte interesantă, de unde o ai și dacă are vreo poveste. O salut pe doamna Raduca Pentoiu din Berbești. Colecționarea și confecționează ei. Are peste 140 de ei confecționate și peste 200 ceva în colecție, una peste 100 ceva de ani. Când sărbătoream și noi ziua ei, știi, Alina, dacă am fost luat așa, mă rog, nenorocire cu vorba acasă. Am invitat-o la o emisiune și mi-a zis că mi-a stat foarte vie ca săran așa. Dar vreau să văd și ce să fie. Asuie, da, pot să... Da, când avem după horoscopă. După horoscop, bun, după horoscop, Valeria Cone are o surpriză, doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră, da. Sub cămașă. Bărbații nu purtau, sau nu se numeau ei, cămeși. Cămeși. Mă rog, și de borani din când în când. Ăsta e un șabac, ăsta se aplică pe, se aplică pe față și la gât aici, șabac, dar lucra cu mâna. Eu îi mulțumesc frumos Elenei Ghițulete pentru această ie frumoasă. Ioan Alina, de la mama mea. Mama ta specială cu semnificație simbolică, da. Poate imediat te schimb la față și ca domnișoară, ca doamnă, când îmbraci un costum popular de ie din asta. Arată așa. Ca... E tinerețe, veselie, așa, e altceva. E o frumusețe. Eu iubesc tradiția, iubesc enorm tradiția noastră. Mi-am aminte când eram în America
și am participat la 4 iulie, pentru că asta este sărbătoarea lor tradițională. Și erau toți îmbrăcați în cum erau pe vremuri. Cu jumate și eu sunt ca și o pantalon de la Idrabăcari. Mi era atât de dor de tradiția noastră, de țara noastră. Abia așteptam să mă întorc. Zic, Doamne, mi-e dor să mă duc să mănânc ceva tradițional, mi-e dor să-mi văd românii. Și dușmanii, până și de ei mi-era dor. Așa, americanii. Acum, Alina, opădesc puțin și mi-e dor de așa mâncarea română. Paste, pizza. De ce astea sunt pur și simplu numai de ale noastre așa, da. Tinerețea, că tineretul de astăzi nu prea mai vrea. Eu te văd eu cu făcălețul la mămăligă, da, să faci o mămăligă la pripis. Da, sigur, așa. O să mergem, da, să facem o filmare, o să mergem în vară, poate chiar la o stână și o să facem niște emisiuni foarte frumoase în sălbăticii acolo. Îți promit asta. Sunt tare curioasă, uite, am primit foarte multe mesaje și aș dori să le mulțumim frumos. De la Adrian Monafu, mulțumim frumos, bună dimineața. Cristina, bună dimineața. Ancuța Lizuc ne-a spus brânză, cuvântul, vezi, dacă tu ai spus de brânză, te-au ascultat pe tine. Cuvântul cheie, doamnelor și domnilor, de astăzi este parmezan. Intrați pe pagina noastră de Facebook și dați like Antena 3 Vâlcea, dați tag la doi prieteni cărora le place pizza și, bineînțeles, un gând bun pentru noi astăzi de dragobete, să iubim românește. Da, urmează să vedem astrele ce ne rezervă astăzi. Da, păi avem farmezători a postului, avem pe Lilisul și ne spune cam cu ce ne alegem astăzi, dar știi cum e, adică știm cu toții, aștepți, îți mai dă, dar nu-ți bagă și în sac, mai luăm și noi așa, uneori pe NV. Da, să auzim și să vedem. Sunt tare curioasă. Berbec. Începeți să reparați problemele din familie. Va trebui să ignorați situațiile care vă pot da dureri de cap și încercați să gestionați problemele cu răbdare și afecțiune, deoarece acesta este cel mai bun mod de a acționa. Taur. Afectiv, treceți printr-un moment de urcușuri și coborâșuri care vă aduc o oarecare confuzie, dar este ceva normal, deoarece așteptările nu corespund întotdeauna cu realitatea, dar totul se va rezolva. Gemeni, aveți o anumită nervozitate astăzi pentru că nu vă puteți întoarce la ceva ce ați făcut și care are o soluție mai dificilă de rezolvat. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă păstrați calmul, apoi veți vedea mai clar și veți putea începe să acționați pentru a găsi soluția potrivită. Rac, profitați de această zi pentru a purta o conversație de afaceri dificilă sau care are dezavantaje din cauza unui dezacord. Cu cât scăpați mai repede de ea, cu atât vă veți simți mai confortabil. Aveți încredere în voi și în ceea ce vreți să spuneți și să realizați. Leu, nu vă mai gândiți la ce vă așteaptă la locul de muncă și vizualizați-vă dorințele sau cele mai plăcute așteptări, cum ar fi o călătorie sau un loc în care vă simțiți foarte confortabil. Muzica vă poate ajuta pentru a vă distrage atenția. Fecioară, nu vă îndreptați prea mult atenția asupra unui subiect care v-a displăcut în urma unei discuții avute cu o persoană apropiată. Poate că nu este atât de rău și îi dați o importanță pe care nu o merită. Important este să vedeți partea plină a paharului. Balanță. Veți căuta un moment de calm astăzi și îl veți găsi abia noaptea, când totul favorizează liniștea și puteți să căutați informații pentru ceva ce vă interesează. Sunteți genul care nu renunță ușor, iar când începeți ceva, vă concentrați asupra acelui lucru. Scorpion. Veți planifica săptămâna cu multe activități, dar nu ar trebui să vă lăsați pradă euforiei, crezând că puteți face singur totul. Mergeți pas cu pas, pentru că altfel va apărea stresul și vă va fi dificil să îl controlați. Săgetător, nu pierdeți timpul cu o persoană care nu este dispusă să vadă argumente raționale. Uitați de discuțiile cu această persoană și alegeți o altă strategie. Nu vă faceți singur ziua amară și mâine este o zi. Capricorn, va fi o zi destul de liniștită, deoarece vă veți trezi cu energie și bateriile reîncărcate. Nimeni și nimic nu vă poate strica această zi. Fiți veseli și zâmbiți, grijile pot sta deoparte pentru o perioadă. Vărsător, tot ceea ce faceți astăzi pentru a promova mișcarea vă va oferi un plus de beneficii fizice pe care le veți observa și la nivel mental. Aveți mai multă grijă de voi și schimbați-vă stilul de viață. Vărsătorii caută astăzi echilibru în toate. Pești, spirit foarte sociabil, astăzi vă va plăcea foarte mult să fiți în contact cu ceilalți, pentru că aveți intenții de ajutor și cooperare. Este posibil să aveți o oportunitate în acest sens care vă va face fericiți. Da, mulțumim frumos, Lili Suciu, pentru horoscop. Vrem pe această cale să salutăm și noi și să urăm la mulți ani. Ieri a fost ziua lui Dan Negru, chiar a apărut și în promo nostru. La mulți ani, Dan Negru, îți dorim tot binele din lume și îți mulțumim frumos pentru promo pe care ne l-ai realizat. Și astăzi este ziua altui realizator de emisiuni, la fel de cunoscut, Mircea Badea.
Mircea Badea. Unde că spun și în ce an s-a născut, să-i aflăm și vârsta. Ia. Mircea Badea, 1974. Și cine, cam, da. Da, da, da. Și cine mai e? Avem un fondator unei rețele de socializare pe care o folosim și noi, e vorba de domnul Jobs. Născut Steve Jobs, născut în 1955 și, bine, cine a mai trecut prin viață și a rămas ceva în urmă, uite o actriță de pe la noi, Marga Barbu, că tot sunt difuzate niște filme cu alături de Florin Piersic, nu? Marga Barbu cu Florin Piersic, când filme pe care le-ați văzut le revedeți, le puteți revedea, da. Mi-a plăcut filmul nostru la această ruleagă de la 7 la 8, avem un alt film după amiază, nu? Și ce ne pregătești pentru... Ce ai pregătit pentru astăzi? Sunt multe și serioase subiectele, dar... Este de divertisment, așa că trebuie să animăm. Și am înțeles că ne-ai pregătit un cântec pentru că pe lângă ceea ce tu faci, mai și ai o pasiune cu cântatul? Da, este o pasiune. Îmi place să cânt, face parte din cântat. În familia mea s-a cântat și se cântă în continuare. De când se naște femeia te cântă. Da. Soțul meu muzician, fetița mea la fel cântă și eu cânt pe lângă ei. Foarte părinții, frumos. Sora mea, da, se pare că e... De ce nu te-ai gândit să faci o profesie în acest moment? M-am gândit să fac și am început acest lucru, doar că vreau să fac în felul meu. Am înțeles, de ne pregătești ceva surprize? Nu, nu m-am gândit la nimic comercial, este o muzică de suflet, așa cum simt eu. Doar așa, nu vreau să fac niciun compromis în acest sens, adică nu vreau să apar, nu vreau să fiu publică doar pentru alții, vreau să fac pentru mine. Și atunci sunt atentă la mesajul pe care îl transmit, la tu compui? Starea. Compun muzica, dar nu versurile. Am momentan înțeles. Nu versurile, încă nu simt. Poți să apelezi la mine, că un poet din când în când așa. Colaborez cu un bun prieten, Petre Popescu se cheamă, un poet de altfel, scriitor, poet, care simte ca și mine și împreună creăm piese. Avem câteva și lucrăm și la altele și este muzica este felul în care eu mai evadez din realitate și rămân eu cu mine. Mă conectez la mine însă. Asta zic, te conectez de la stres. Mă deconectez și mă conectez cu mine. La relaxare, da. Când am vorbit de muzică și de poezie, vreau să rostesc și eu numele unui poet și apoi unui muzician, tot vorbim de dragoste, că este dragoste de mamă, de tată, de fică, de fiu, de bunică, de bunic, de țară, de partid, că este și dragostea de partid, așa. Felix Sima, părerea mea, nu e părerea mea, un mare poet, cam nebăgat în seamă, dar atunci când e băgat în seamă ce iese din poezia lui și apoi și un cântec, e vorba de Mărgineanu, Laurențiu cel care a fost și apoi fiul lui, Bubu. Am și prezentat aici o formație, Ocru se numește. Femeia din Boabe de Rouă, una dintre poeziile lui Felix, a fost pusă pe notă și cântată, poate că în alte dimineți. L-am avut și pe Bubu aici invitat, toată plăcerea, îl așteptăm. Ha, da. Hai să ne convingi acum cu muzicoterapia ta de suflet, așa cum da. Avem material. Ceva, da. Oh,
acasă. De păcatul frământării numai soapta ta rămasă, ca un martor în sărării. Ochii mei și ochii tăi s-au iubit pe lună plină și n-amorul plin de vină s-au ascuns în flori de tei. Dansăm pe muzica unui cuvânt, de oameni buni, de oameni răi. Am legat asfântul frumos, Alina, un cântec foarte frumos, conectat cu tine și cu natura. Asta ne-ai arătat, este o melodie care te relaxează și, cum ai spus și tu, te regăsești în aceste versuri, da? Da, categoric. Când ai făcut acest videoclip și această piesă? Este făcut în 2019, videoclipul, piesele tot atunci, toate piesele atunci. A fost o vară prolifică, s-au întâmplat toate într-o vară. Între timp am lucrat și la alte piese, urmează să le orchestrez, am nevoie de un chitarist. Să facem un Cine anunț. Se oferă? Da. Am nevoie de un chitarist care se pretează pe acest gen de muzică, care să vrea să facă asta din pasiune. Cineva care dorește să facă muzică pentru el, ca să zic. Și da, caut instrumentiști, dar în special un chitarist. Solistă caută formație. Solistă caută formație, da. Pe sufletul ei. Pe sufletul meu. Și să fie, merg pe cum să zic, o orchestrație simplă, cât mai simplă și să sune cât mai dulce. Foarte frumos, da. Așadar, și prin urmare, apelați la Alina cu încredere pentru videoclip și muzică de suflet. Vale, spune-ne puțin, cel mai să ne dezbați de Dragobete, pentru că eu sunt mai tinerică, dar tu le știi mai bine. Dragobetele fără vârstă, să știi. E fără vârstă. Și Dragușa, de altfel. Da. Nu știu, nu mi-aș fi dorit, dar nu doresc să fac o dezbatere neapărat pentru Dragobete. Are o semnificație deosebită, începe un anotimp, primăvara asta... Are și un parfum de domnișoară, domnișoară cu parfum de primăvară sau viceversa. Deci se întâmplă ceva. Deci nu e neapărat că trebuie să faci astăzi ceva. Și dacă vreți să urmați un sfat, nu neapărat astăzi să mergeți la doamna sau la domnișoara sau acasă cu ceva, te-am adus de Dragobete, nu. Dragobete poate să fie în fiecare zi, iubirea nu e din piață, te duce acasă într-o zi anume. Un buchet de ghiocei, au venit ghiocei de la munte. Din păcate, și aici ar trebui să mai lucrăm și noi, că de-aia suntem în mass media. Mie nu-mi place deloc când ghiocei vin cu rădăcină de la munte. Adică am văzut săpături din astea, aproape săpături arheologice, sau trece câte o turmă de mistrei și lasă în urma turmei așa numai dâre din astea care nu dau bine și nu fac bine naturii. Măcar dacă ei taie acolo cu o porfecuță, adu-i aici, să rămână rădăcina ca să-i găsim și la anul. Așa că vorbim și de protecția mediului. Care este, nu știu, locul din România care vă impresionează și are așa o chestie simbolică pentru voi? Uite, pentru mine este Maramureșul, îmi doresc tare mult să ajung acolo, nu am ajuns, dar tradiția mi se pare că se duce în partea aceea, bine, în toată România, clar, dar parcă acolo nu moare niciodată tradiția, nu știu, din punctul meu de vedere. Dacă vorbim din punctul ăsta de vedere, da, și eu simt că Maramureșul este foarte... Acolo se păstrează mult mai bine. Dar se duce din generație în generație tradiția. La noi, uite. La noi aici, prin Oltenia, se cam... Da, într-adevăr. Se cam pierde. Se cam pierde. Singurul loc pe placul meu este România.
România, clar. N-aș dori să împart sau nici eu nu simt că trebuie să fac o împărțire așa. Tradițiile sunt în Maramureș, sunt în Moldova, sunt în Dobrogea, sunt în Transilvania, sunt și în aici la noi, în Oltenia, sunt destule tradiții. Numai că asta și cu Alina am mai vorbit. Ne trezim tradițional în ziua respectivă, că e un semn făcut într-o carte sau într-un ziar apare o știre că mâine e ceva. O bifăm și am trecut mai departe. Îmi închipui că acum la țară nu prea vorbește lumea de Dragobete. Ceea ce făceam eu de Dragobete, adică nu știam cât era de 24, vă spun acum ceea ce se întâmpla când simțeam că vine primăvara, să apărea soarele mai devreme pe cer și umblam și desculț. Noi, cei de pe ulița Comăneștilor, acolo am locuit în Mogoșești, îi salut pe cei care ne urmăresc acolo, care mai sunt. Așa, plecam pe covei și era o competiție, cine găsește primul ghiocel sau primele viorele. Și apoi ne întorceam cu florile astea în sat, cum spuneam. Partea proastă pentru noi că toți eram rude, adică nu te gândeai la o logodnă sau ceva de căsătorie, pentru că între rude nu se putea și nu se poate, dar erau satisfacție deosebită, mă, Cristi sau Puiu sau Valerica, mă spuneam mie, m-a găsit primul ghiocel și a impresionat-o pe verișoara lui cu tare. Bine, că ne mai ceam și pe alte strădute ulițe, dar n-aveam succes, că și pe acolo la fel, tot cu rudele. Dar asta era chestia asta de primăvară, că, repet, nu e o sărbătoare religioasă, unii spun că e chiar păgână, că vine de vremea nu știu cui, dar dacă e să ne amintim din când în când și să trăim în fiecare zi, putem să facem din fiecare zi primăvară, da, sau vară sau toamnă. Iarna, ci că unii n-ar, nu și-ar dori, dar e bună și iarna la ceva. Ceea ce am prins eu la bunici, nu știu nimic, nu mi-aduc aminte nimic de Dragobete. De asta întrebam, dar mi-aduc aminte că în perioada asta confecționam mărțișoare. Da, asta și cum le făceam, am învățat bunica mea de la Fârtățești, de la Fârtățești mă trag. M-am învățat cum să fac mărțișoare din ață, din fir. Cumpărau papete, da, colorate. Și făceam ciucurași. Da. Ciucurași albi și roșii și purtam în piept după aceea. Uite, Alina, da, știi ce facem noi de, nu știu când pică, 1 martie, pică luni. E bine, da, de mărțișoare. Uite, cumpărăm niște papete și o să încerc că am mai făcut. Eu mai fac, am făcut, da, și în anii trecuți, să ne înveți și modele, da, cu steluțe, cu cilindri, cu ciucurașii care se deau cu forfecuța și puneam, da, de ciucurași, da, un bănuț. Purtam și noi bărbații, băieții, noi purtam la mână, nu? La mână, un bănuț. Un bănuț, da, un ce alte obiceiuri mai erau? Un bănuț găurit, da, se purta pe vremea aia. Dar asta vine din tot așa, într-o zona balcanică, chestia cu bănuțul. Și apoi albul și roșu, care reprezintă căldura, focul, lumina, până la urmă sunt, uite, ce avem și aici. Aici de la Adam, de la Eva, pardon. Eva Prestij, da, le mulțumim din tot sufletul. Ce alte obiceiuri mai erau mari în acea perioadă? Nu știu, vorbim de câțiva ani buni. Mai repede, nu era obiceiuri, nu sunt eu chestiune ce de trecere. Ce făceau bărbații sau ce mai făceau? Nu neapărat în ziua de 24, repet, venea primăvara. Venea primăvara și cum ascultai din sala, din prispa casei, un glas al unei mierle, unui mierloi sau, că nu venea cu păza, vine mai târziu, cu la fel. Că auzeai cu trebuia să pleci la lucru, da, nu, Alina, dimineața. Și trebuia să avem grijă să ne scurce cu cucura. Da, zice, băi, gata, s-a delegat limba la păsări, nu mai stăm în casă, hai să vedem, strângem prin curte, că vin și mucenicii, ne afumăm, ții, la voi se face chestia cu afumatul, cu o cârpă afumată, da, în jurul casei. A, da, uite, vezi, ne mai dezvăluceau, te nu știam. Dar nu de 24, asta vin mucenicii, vin, așa, sunt moșii de iarnă. Vezi? La fel, asta se ținea, că era cu cei care au murit de moarte, să zicem, naturală sau cea, nu de cei care, nu era vorba de cei care nu prea să erau duși la biserică, cea, nu erau băgați în seamă. Cu pomeni din ăsta, deci era renaștere, nu mai stai în casă, la gura sobei, spui povești, mă, uite, soarele sus s-a încălzit, hai că la colțul ierbii, uite și pisica moței afară pe prispă, s-a încălzit, mergem la muncă. Trebuia să mâncați ceva anume în ziua de 24 februarie, nu? Nu neapărat, se întâmpla asta când, cum v-am mai spus, te făceai văr sau te făceai surată, de asta vin cu moșii de vară. Se împărțeau niște cănuțe, o să facem și obicei ăsta aici. Ei, te vezi? Nu știu, spune-mi. Nu, dar nu de Dragobete, repet. Am înțeles, de moși, da, moșii de iarnă, moșii de vară. Și ne cam orientam, noi ăștia care n-aveam, de exemplu, stupi, adică familie care n-aveau stupi, copiilor se făceau veri cu aia care aveau, că noi duceam căpșune sau ceva sau dulceață făcută cu sirop, cănuța, și ei ne deau miere în cană și atunci ne făceam veri. Dar altfel, nu că ne crestam, simbolizam așa o crestare la mână și puneam mâna una peste alta și vrei de trei ori. Vrei să fii văr cu mine pe la moarte? Da, vreau să fiu văr. Și acum, dacă ne ducem la țară cu la mine pe acolo, mă strigă unii vere. Dar nu suntem, da, veri de sânge, suntem veri pentru că ne-am făcut odată cu veri cu cănuțele așa. Sunt niște, uite, de-astea, adică, dat din tradiție obiceiuri, dar
Când ne mai ducem și noi din mass media, așa, îi punem pe mea să se îmbrace în costume populare, să e săraci, seama că mai au și eu costumul ăsta pe mine. Că... Vezi că acum la țară de Dragobete se îmbracă lumea în costum popular? Nu. Ar trebui să mergem să vedem, să luăm pulsul, să vedem dacă se întâmplă asta. Poate la biserică? La biserică se duc în general. Chiar și aici la noi, la Cetățui, am înțeles că se vine duminica în costum popular. E un preot acolo care ține neapărat și grădina arată a ei, așa, știi, cu florile de primăvară a sădit acolo și omul sfințește locul și apoi când ajunge în locul ăsta, acasă, de comporți altfel. Este incredibil, dragii mei, cât de repede trece timpul. Ați simțit ceva? Vezi când, aici, în inimioară, că e vorba de dragoste și cum a spus și colegul meu, Vali, nu doar astăzi, ci în fiecare zi, doamnelor și domnilor, trebuie să iubiți, să trăiți, să zâmbiți și să faceți lucruri bune în viață. Vă mulțumesc tare mult că ați fost. Ce ne mai chem? Cu tot dragul. Sper că am fost o gazdă bună astăzi pentru dumneavoastră. Și... Am uitat că de Dragobete se făcea cinste, adică mergea la cineva în vizită și gazda se făcea propunere? Ceva așa, pentru o aluzie, da. Face o... la mine, am înțeles. Bun, o să merg o vișinată. Să aduc, da. Promit. Dragii noștri, se pare că atunci când te simți bine, totul se termină repede. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit astăzi în cadrul emisiunii noastre. Vă doresc o zi minunată cu iubire în suflet și tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească și nu uitați de concursul nostru de astăzi, cuvântul cheie este parmezan. Mulțumim celor de la Eva Prestige, Dominos, vă doresc o zi minunată și călduroasă. Da, și dacă ați ascultat-o pe Alina Nenu, ați urmărit un videoclip, eu plec în partea cealaltă unde o să fiu nevăzut, dar auzit, probabil, o să avem o emisiune, o să am o emisiune de două ore plină de dragoste și numai melodii de ale noastre românești. Așa, ce frumos! Vă dorim o zi minunată, vă mulțumesc mult de tot! Și încheiem cu muzica? Da, cu muzica. Cu muzica, atunci. Pentru, nu pentru tine, pentru tine, pentru voi. Pentru toți cei care se uită astăzi la noi. Ea mă privește cu ochi căprui și-mi dă de înțeles că-i anima noi. Misterul plutește ca un abur plăcut, iar zâmbetul ei miroase a sărut. Vorbele curg, lapte și miere, și tot ce se întâmplă îmi face plăcere. Și-un gând necurat ne poartă în păcat. Dar tu nu mă cunoști, pentru tine sunt nu. Pot fi orice, în noaptea asta pot fi un erou. Tu nu mă cunoști, n-are sens să-ți explic, că nu sunt altceva decât un los în plic. Mă cumpără ieftin doar cu un sărut și nu citește ce scrie mărunt. Ambalaj inspirat, o prezentare frumoasă, dar te costă prea mult dacă-l iei acasă. Nimic nu-i perfect, undeva e o fisură care poate să facă din dragoste ură, dintr-un adevăr să facă minciună. Tu nu mă cunoști, pentru tine sunt nu. Pot fi orice, în noaptea asta pot fi un. Pentru tine sunt nu, mai bine să ne oprim, să rămân potențial erou, să visăm că ne iubim. Și cade ușor ca un flutur în plasă, cred că totuși am să o iau acasă. Poate că ea mă va salva.